Astăzi facem challenge-ul. Cine ultimul părăsește piscina rece ca gheață? Wow! Așa-i frutelința! Wow! Doamne, cum stați voi acolo? E rece apa! Ok! Și... Bă, uite-l aici! Tati le strânge pe toate! Ce-i tati? Mai sunt? Am venit, sa! Mai sunt? Mai sunt! Cu o ureche, nu aud, tipel! Ok! Ce spus? Ok! Salutare! Astăzi facem challenge-ul... Cine ultimul părăsește piscina cu apă rece ca gheața? Sunt doar două zile de când am umplut piscina aceasta cu apă, dar a fost ploaie, a fost noros și apa nu a reușit să se încălzească. Dar temperatura apei este de 20 de grade. Wow, destul de rece, aș spune eu. Și cine este curajosul care va intra primul în piscina cu apă rece ca gheața? Cred că vom începe de la Mircea. De la Mircea? Mircea, pentru că el a vrut cel mai mult să se bage în apă, indiferent de temperatura ei. Hai, Mircea, curaj! Cum e, Mircea? Rece! Tu ai vrut! Acum este rândul Melisei. Melisa, poate să te ajut să te bagi în apă. Da, bine! Hai, să urăm pe Melisa. Încet. Și Melisa? La gheață? Da! Să mai aducem gheață? Nu! Tati, e rândul tău. Mami, mă arunci și tu pe mine în apă? Te arunc, dacă hai, aș putea. Hai, tati, hai, că se termină vlogul și tu încă n-ai intrat în apă. E rece! E caldă! Extrem de rece! Dar în mașină cine zicea? Toată familia în piscină! Care clocotește! Uite, dacă pui acum un like, tati mele mie intră în piscină. Da, tati? Și dacă se abonează? Și dacă se abonează? Eu aștept! Hai, tati, gata! S-au abonat și au pus like. Eu sunt sigură! Eu văd că uite, el nu s-a abonat și nu a pus like. Eu văd acum! Așa e mai bine! Tati! 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 Ai! Wow! Hai că e bine! Dar nu prea bine! Ce, Melisa? De ce stai zgribulită? Pentru că mi-e cald! No! Acum fiți atenți! Vă așteaptă o provocare! Va trebui să adunați biluțe colorate! Eu voi aduna biluțe de culoare albastră! Eu roșie! Și eu verde! Poftim, ulcioarele! Ulcioarele noastre, Melisa, Mircea și eu! Ce facem cu ele? Le punem pe cap, așa? Acum! Nu, le adunați în colțurile voastre! Aici! Aici, Mircea! Pune-l aici sus! Și acolo Melisa. Iar acum vin bilutele. Eu le voi răsturna pe toate ca să vă fie vouă mai complicată alegerea. Wow! Le adunăm pe toate la mijloc și am o propunere regulă. Fiecare să aducă doar câte o bilă de fiecare dată. Așa, câte o biluță și iarăși și iarăși până umplem ghiveciurile. Aici e mijlocul. Și mami. Așa. 3, 2, 1, start! Să înceapă distracția! Important să... Da, tati! Hai, mai fă mișcare! Au, Mircea! Gata, până se umple! Eu ți-a pierdut o biluță. Hai că te ajut! Așa, ce-a pierdut una! Da, mai multe! Pe una am pus, nu? Nu, acum e mai
dacă ați văzut că tati a trișat, să scrieți în comentarii. Eu niciodată nu trișez. Doar poate și la Melisa. Hai acum să numărăm biluțile. Gata, gata, stop. Așa. Tati, stop, înapoi. Pune-o înapoi, pune-o la loc. Gata, stop. Ai pus-o la loc. Bine, hai. Să numărăm, Melisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fix 10. Mircea. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9. 9 și tati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu știu cum ai numărat. Hai să numărăm cu dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da, tati, mai tare ne-ai încurcat. În acest challenge a câștigat Tati. Să ne scrieți voi cine a câștigat în acest challenge, în această rundă. Ok, a câștigat, dar aici este challenge-ul cine ultimul iese din piscină plină cu apă ca gheața. Următoarea provocare este cine primul ajunge înotând până la acest capăt al bazinului. Să înceapă runda a doua. Ce frig este! Este ceva un pic? Este. Doamne, cum stați voi acolo? E rece apa! Dar noi ne încălzim de la soare! 3, 2, 1, start! Mirciulică, bombonică! 3, 2, 1, start! Tati și-a făcut un vânt și a ajuns la finish. Eu zic că în această rundă ați câștigat toți trei. Bravo! Iar premiul va fi câte o înghețată. Fierbinte. Da, înghețată topită. Ce-ai pățit, Mircio? Ți-i frig? Părăsești piscina? Poate părăsești. Hai, Mircea, hai, Mircea, hai să înghesi, Mircea. Uite, nu poate... Tu sărăcești, Mircea. Nu poate să se liniștească. Ce o să facă, tate? O să liniștească. Pauze între runde! Eu zic că gata, sunteți înghețați toți ca unul, toți trei. Eu deja m-am obișnuit cu apa. Mircea, Mircea, se pare că trebuie să ieși. Gata, Mircea, ieșim? Melisa, ieșim? Bine, eu am a treia provocare pentru voi. Am aici un pumn plin de bănuți. Wow! Din diferite țări. Ce-am găsit, aceea am adunat. Iar voi va trebui să vă scufundați în această apă rece ca gheața și să adunați bănuții câte unul. Cine va acumula cei mai mulți bani, acela va fi învingătorul. Bine! Am, eu zic, eu am mâinile mai lungi și reușesc mai bine să ajung la fundul apei, piscinii, și îți propun ca să ne dai un pic mai aproape de ei acolo. Aici va fi locul lui Mircea și al Meliței, iar eu voi aduna în partea aceea. Ok! Și... Păi, chiar aici! Aici! Mircea! Eu totuși vă permit să luați mai multe odată. Și 3, 2, 1, start! Ce-i drept că nici eu nu prea le văd. Hai, Mircea, scufundare! Hai, sub apă! E rece? Wow! Ai găsit? Toate le strânge pe toate! Ce, tati? Mai sunt? Hai, Melisa! Mai sunt? Mai sunt!
Eu ved! Ce puteai? Dar trebuia, tati, să te duci să le pui acolo! Mircea nu știe să se scufunde și are ajutor, Melissa cu tati. Ce, Melissa, mai sunt? Ce multe! Câte are Melissa? Tati, nicio șansă nu ai. Ai și tu multe. Hai să numărăm. Melissa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 monede. Așa, 1 leu. Și Mircea a găsit, bravo Mircea! Mai ai? Mai sunt? Aduce și le caută, lasă. Hai, voi explicați, voi explicați. Da. Eu zic să vedem nu după număr, ci după valoarea banilor. Monedelor. Mai găsit eu. Hai, dă-i lui Mircea, că el nu poate să se scufunde. Și cât are Melissa? Melissa are 1 leu și 11 bani și are 37 de eurocenți. Iar tati? Iar eu am 50 de bani și 1 euro și 37 de eurocenți. Adică, după valoare, eu am câștigat. Melissa, poate ieși? Are muci? Are muci? Mircea, hai să numărăm. Oho, oho. Pentru că Mircea a rezistat atât timp în apă, primește și banii mei, Mircea! Super! Și de ei își cumpără o mașină! Și primul care ne părăsește este Mircea! Dar Mircea, nu te îndesta pentru că ai un premiu! Premiul... O înghețată! O înghețată! Hai, Mircelică, ieșim! Hai că e rece! Să te încălzești puțin la soare! Nu poți să te ridici! Micuțu, hai că te ajut eu, dă mânuța! Poți singur? Dar mie mi s-a stupat o ureche. Avem o problemă. Spuneți-mi în comentarii ce faceți voi când vi se stupă o ureche când stați în apă. Cum remediați această problemă? Da, unii cu prosobul, alții sară într-un picior. Am făcut pe toate și nimic m-a ajutat. Ba din potrivă, am făcut mai rău. Acum Mircea. Mircea, tu stai aici? Vrei să stai așa? Să te încălzești? Ok. Deci Mircea a părăsit următoarea rundă. El va fi ajutorul meu. Se va încălzi puțin. Iar eu am pregătit ceva interesant. O nouă provocare pentru ce? Voi. În următoarea rundă, tati cu Melissa va trebui să vă legați ochii. Iar aici am pregătit niște obiecte pe care voi doi va trebui să le ghiciți cu ochii legați. O carte, un telefon, o cameră de filmat, un laptop, ce ai acolo în sacoșă? Nu vă spun! Va trebui să ghiciți, iar eu cu Mircea și cu abonații care ne privesc ne vom distra pe seama voastră! Mami, doar că când spui reguli, te rog să le spui mai tare, pentru că cu o ureche nu aud de fel! Ok! Ce ai spus? Ok! Am auzit! Tati, Melissa... Ce merg aici? Baby ship? Da, puteți să scoateți ochelari, Melissa. Aici eu am pregătit mai multe obiecte, inclusiv și pentru Mircea. Dar dacă Mircea deja a ieșit din rundă, a ieșit din joc, voi căuta doar pentru tati și Melissa. Așa, am pus și ochelarii deasupra, ca să nu avem surprize. Melissa este curajoasă și rezistentă, ea nu renunță. Așa. Doar că mâinile nu trebuie să fie așa. În apă. Sub apă, mâinile în apă. Și cu voi. Ați încremenit? Melissa și tati, pregătiți-vă. Un cup de gheață? Da. Și să înceapă.
Dinozaur! Melissa? Lăpăr la lumină! Melissa înghețat! Dinozaur! Corect! Următoarele obiecte... Melissa, tati... A, girafa! Așa, și tati? În apă, tati! Cum se numește? Așa cum știi? Matrioșcă! Matrioșcă, așa și se spune! Acesta e Melissa! Am ghicit! Melissa! Rece? Și următoarea... Melissa... Și ce bine, tati... Fugulița! Găleată! Găleată! De la ce joc? De la badminton. Așa, este fluturaș. Ia spuneți, cum se numește acesta? Și ultima? Greblă, de jucărie, pentru nisip. Scuică! Da! 2-2, mami! Trebuia să mă gândești. Eu am câștigat, pentru că eu ghicisem că era Melissa. Da, și Melissa a ghicit că-i tati. Nu a ghicit. Melissa, gata, a înghețat de tot. Hei, salut! Gata, Melissa, e timpul să părăsească piscina! Dar nu! Dacă vrea și partea a doua să vezi cine ultimă va ieși din piscină, apasă pe like, nu uita să te abonezi și cel mai important să ne scrii în comentarii că vreau partea a doua! Iar noi rămânem în piscină și te așteptăm! Tati are curaj să se bage încă în apă! Melissa, tu ieși? Te așteptăm în piscina noastră cu o înghețată! Să știți că apa este foarte rece. Pa, pa! Care pa, pa, mami? Dar înghețată unde este? Voi ce ați crezut? Că eu glumesc? Iată și înghețata voastră! Poftiți premiile! Poftă bună! Să înghețați de tot, de tot! Da, tati, îmi imaginez ce senzații! Ulea, pot sta în apă! Da, să stai! Ha, ha, ha!